Sărbătorile de Paște se apropie cu pași repezi, iar cei care nu s-au hotărât încă unde vor petrece mini-vacanța pot opta pentru stațiunile de pe Valea Prahovei, unde hotelierii au lansat oferte de nerefuzat pentru toate buzunarele. La Sinaia, într-un hotel de 3 stele, prețul pentru un sejur de Paște este de 890 de lei și cuprinde 3 nopți de cazare, mic dejun, masă vestivă și gustare tradițională în noaptea de înviere. Cei care doresc să se răsfețe într-un hotel de 4 stele vor scoate din buzunar până la 1500 de lei pentru un sejur. Am scos câteva oferte foarte atractive pentru petrecerea sărbătorilor pascale. Oferim clienților noștri pachete de 3-4 nopți, cazare, mic dejun. Oferim o cină cu specificul pascal. Noaptea de înviere avem produse tradiționale pe care clienții le pot servi în momentul când se întorc de la mănăstire sau de la biserică. Putem să le oferim centrul spa, nou renovat, cât și în acest pachet le oferim o vizită la Castelul Peleș. Pentru a atrage turiștii, hotelierii au menținut aceleași prețuri ca și anul trecut. Am pregătit deja o ofertă specială pentru Paștele din anul 2012, 3 nopți de cazare cu mic dejun, bufet, primirea tradițională noaptea de înviere și masa festivă în ziua de Paște, cu prețuri începând de la 399 de lei de persoană, loc în cameră dublă, categoria 3 stele. Ca în fiecare an, le pregătim câteva surprize și sperăm noi ca iepurașul să ne aducă și vreme bună și turiști în număr mai mare. Și iubitorii sporturilor de iarnă pot să petreacă o vacanță de Paște de neuitat la munte. Pe pârtile de altitudine, zăpada măsoară peste un metru și, după cum spun cunoscătorii, aici se va putea schia cel puțin o lună.